în cadrul acestei ședințe s-a constituit biroul permanent al Parlamentului, potrivit regulamentului Parlamentului, în caz dacă mai puțin de 3/4 din componența nominală a biroului permanent nu era să fie desemnată, acest organ de lucru și, în consecință, Parlamentul propriu-zis rămânea în continuare nefuncțional. Delegarea din partea tuturor grupurilor politice parlamentare a exponenților acestora în componența biroului permanent a făcut ca din ziua de astăzi Parlamentul să devină lucrativ. Lucrativ nu în 100, la măsura de 100%, aș spune eu la un nivel de 80%, deoarece formarea biroului permanent a deschis calea pentru adoptarea hotărârii pe care am adoptat-o acum 5 minute în urmă, privind numărul comisiilor permanente și componența numerică a acestora. Pe parcursul după amiezii zile de astăzi și în dimineața zile de mâine, toate grupurile parlamentare trebuie să se convoace și să decidă repartizarea pe aceste comisii a deputaților care aparțin acestor fracțiuni. Un exercițiu arhi-necesar și arhi-important, care ne va permite pentru ziua de vineri să audiem prezentarea care va fi făcută de către candidatul la funcția de prim-ministru pe marginea proiectului programului de guvernare și componența nominală a cabinetului de miniștri. Deoarece aceste subiecte, înainte de a fi audiate în ședința plenului Parlamentului, trebuie în mod obligatoriu să fie audiate și respectiv să fie pregătite rapoartele în cadrul comisiilor permanente. Să reiterez încă o dată că ne așteaptă cel puțin încă 2 ședințe a plenului Parlamentului pe parcursul acestei săptămâni. S-ar putea, dacă acest program îl onorăm, îl respectăm cu multă disciplină și dedicație, ar putea ca ședința zilei de vineri să fie ultima din cadrul acestei sesiuni extraordinare.